Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Fotbalul românesc e în pauză după ce campionatul mondial a intrat în această săptămână pe ultima linie dreaptă înainte de pornire. Duminică începe campionatul mondial. România joacă și ea niște meciuri, însă nu la campionatul mondial, unde n-a mai fost din 1998. Sunt două amicaluri disputate joi și duminică de naționala antrenată de Edi Iordănescu, cel care încearcă să adune o echipă și să obțină în cele din urmă o calificare. O să vedem ce se va întâmpla cu această echipă națională de fotbal a României. Însă în dimineața asta discutăm cu un antrenor care anul trecut era pe locul 8 în topul celor mai tineri antrenori din toate ligile profesioniste din Europa. La doar 31 de ani și 6 luni anul trecut era pe locul 8, cel mai tânăr antrenor din toate ligile profesioniste din Europa. Era un norvegian din Liga a doua la doar 28 de ani. Tot 28 de ani avea Julian Nagelsmann, actualul antrenor al lui Bayern München, când a fost numit și a stat pentru prima dată pe bancă în Bundesliga. Tocmai de la numele antrenorului german a derivat și supranumele pe care l-a primit invitatul nostru din această dimineață. Un tip care a preluat acum 2 ani, în plină pandemie, o echipă din Liga a 3-a, la un pas să retrogradeze în Liga a 4-a și a propus niște obiective împreună cu conducerea clubului și a propus însă și niște obiective personale pe care le-a ținut pentru el sau niște obiective pe care le-a ținut doar între el și jucătorii săi. A reușit să promoveze în Liga a doua, iar acum 2 luni era pe primul loc în Liga a doua, acum este pe locul 6 după 2 înfrângeri în ultimele 2 etape, însă echipa și-a depășit mult condiția, o echipă cu un buget, poate cel mai mic buget din Liga a doua, este pe locul 6 în acest moment. Unirea deja este această echipă. Numele antrenorului este Dragoș Militaru, cel care de curând a fost dorit de Valeriu Iftime la Botoșani, practic la un pas de a face trecerea în circuitul de antrenori din Liga 1. Dragoș Militaru este invitatul CSP Live în această dimineață. Mergem la Dej prin Skype și îl salutăm. Bună dimineața, Dragoș! Vă salut și eu, bună dimineața și mulțumesc de invitație! Ce faci? Cum e viața? Un pic de pauză, nu? Și pentru voi. Da, un pic de pauză, că nu avem meci în acest weekend, dar noi am reluat antrenamentele de ieri și ne pregătim pentru ultimele două meciuri. Spune-mi, cum simți când atenția a început să se îndrepte, ce simți când atenția a început să se îndrepte asupra ta? Lumea deja începe să te cunoască, presa te-a supranumit Nagelsmann de România, tot presa a scris și colegi de breaslă de-ai tăi au dezvăluit că ai fost dorit de Valeriu Iftimea la Botoșani. Cum e trecerea asta ușoară, ușoară spre notorietate? Nu știu, pentru mine nu e ceva anormal sau eu mă compor normal în continuare. Cu toții am muncit ca să fim pregătiți pentru aceste momente și nu cred că e ceva wow, ca să spun, din acest punct de vedere al imaginii sau... E clar că e o responsabilitate probabil mai mare, dar dacă ne-am apucat de treaba asta, știam și ne-am asumat că o să vină probabil și aceste momente și trebuia să fim pregătiți. Fii atent, te trag un pic de limbă, povestește-ne cât adevăr e în povestea cu Botoșaniul. Eu aș spune altfel. Atât timp cât numele... Da. Meu sau al unor jucători apar în anumite discuții, da. Pe noi nu poate decât să ne bucure. Okay. Dar eu am un contract aici, mai am până la vară. Discuții pot să am în orice moment cu oricine, pentru că nu sunt acel om care să nu pot avea o discuție. Dar de la avea o discuție constructivă și, să zic, de apreciere a muncii pe care o facem aici, până la avea o ofertă clară, eu văd lucrurile total diferit, pentru că ofertă sau dacă vrei pe cineva, nu cred că se poate face prin telefon sau pentru că a zis o anumită persoană, cum a zis Dan Roman, că am avut eu nu știu ce discuții. Eu văd lucrurile altfel. Atunci când vrei să te înhami la un proiect și îți dorești pe cineva cu adevărat acolo cu tine. Deci nu știu dacă... Încerc să extrag ce vrei să ne spui totuși, că ne-ai dat așa un mesaj cumva cu un mic cifru, criptat așa. Deci practic, din ce sesizez eu, ai fost căutat, ai fost curtat de niște oameni, domne, ce bine, ce-ți merge, ce frumos, ce nu știu ce,
Însă nimeni n-a făcut un pas concret. Dom'le, uite, asta e oferta noastră. Cel puțin așa aș vedea eu lucrurile. Nu știu, poate sunt eu mai dificil. Le-ai vedea sau așa le vezi? Stai că e o diferență totuși. Așa le-ai vedea sau așa le vezi? Nu, așa aș vedea eu lucrurile dacă eu mi-aș dori pe cineva alături de mine. Okay. Așa aș vedea eu lucrurile, de exemplu, dacă mi-aș dori un jucător. Aș vrea să-l cunosc, aș vrea să văd dacă putem lucra împreună, să văd cum gândește, să văd ce planuri are, să mă întâlnesc. Eu așa aș vedea lucrurile. Doar niște telefoane de apreciere. Da. Eu le mulțumesc tuturor pentru asta. Dar cred că deocamdată doar până aici au fost treburile. Bun, fii atent. Te întreb altfel. Lasă modestia deoparte și spune-mi câte telefoane ai primit de la oameni care au legătură cu cluburi din Liga 1. Au fost câteva. Au fost câteva, dar poate unii au fost intermediari, unii au fost direct. Da. Dar telefoanele, ți-am zis, pe mine mă bucură pentru că munca e apreciată. Dar, sincer, nu că nu m-am gândit, că fiecare își dorește să meargă la un nivel superior, să facă un pas spre un mediu mai bun, dar trebuie să fiu și eu sigur și partea cealaltă sigură că ne dorim acest lucru împreună. Dar eu mai am jumătate de an și chiar îmi doresc foarte mult să văd până unde poate să meargă și acest sezon. Și cam cât putem noi de mult să scoatem din acest an cu acești băieți pe care i-am de 3 ani, pe mulți dintre ei, 2-3 ani sunt cu mine și aș vrea să vedem ce putem face împreună. Mai e foarte puțin timp, adică o jumătate de an trece foarte repede. Și oricum eu nu mă grăbesc. Mergem imediat și o să vorbim și despre proiectul pe care l-ai început acolo. Mai insist un pic și vreau să te întreb, există, ai vreo clauză în contractul cu Unirea? Ai vreo clauză în contractul cu Unirea Dej care te ține cumva blocat jumătatea asta de an? Adică cei de acolo să speculeze momentul, să zică, domnule, stai puțin că băiatul ăsta chiar a făcut o super treabă și are o clauză prin care îl blocăm totuși, sau măcar să obținem și noi ceva de pe urma plecării lui. Eu cred că nimeni nu ar vrea în acest moment la care suntem, da? Și nu cred că aș putea să plec. Ar trebui să fie ceva, nu știu, foarte, foarte atractiv din punct de vedere, deși pentru mine și pentru club, dar, sincer, da, e o clauză, Știți cum e, orice clauză la un moment dat poate fi activată, dar nici măcar nu... Dar e mare? Atât te întreb, e mare această clauză cu Unirea Dej? Păi e destul de mare. Mai mare de 100.000 de euro? Cred că e mai mare. Ah, ok. Deci oamenii ăștia chiar au blindat contractul ca să nu cumva să aibă vreo surpriză. Știu mai știu un club care te place și sigur prin intermediar te-a tatonat, FCU Craiova, care e și aproape de casa ta. Nu are rost. Nu. Nu aș vrea să mai vorbesc pentru că aș vrea să vorbesc doar dacă e ceva clar și atunci când e ceva clar probabil o să știe toată lumea. Și... Dar fii atent, ultima chestie, clar e că n-ai avut nicio ofertă concretă până în momentul ăsta. Nu. Niciuna concretă. 100%. Doar discuții cu oameni direct sau cu intermediari. Bun. Discuții, care pot fi oricând. Ce oferă, hai să vedem, scoate-te un pic în vitrină, ce oferă Dragoș Militaru clubului care îl vrea la el? Evident, clubul știe, dar publicul nu știe. Ce oferi tu, ce poți oferi tu publicului unei echipe, spectatorilor unei echipe și patronului unei echipe? Cred că ar fi multe de spus așa, dar poate fi doar un rezumat la ce am reușit să facem sau să fac împreună cu colegii mei la Dej, la Oradea, înainte să vin la Dej. Cred că au fost echipe și sunt echipe spectaculoase, echipe care încearcă să joace un fotbal atractiv pentru spectatori. Ofer, bineînțeles, 24 din 24 de ore e timpul meu pe care eu îl petrec marea majoritate la stadion sau gândindu-mă cum să fac să fie mai bine, cum să fac să scot jucătorii în evidență sau să storc tot ce se poate de la fiecare jucător. Și cred că asta e important și pentru club, ca să-și valorifice fiecare jucător.
Sunt jucători pe care am avut la Liga 3 sau dus la Liga 2 sau chiar la Liga 1 și acum mă bucur pentru, de exemplu, pentru Paraschiv, că a ajuns și la echipa națională și mă bucur că am lucrat cu el și l-am ajutat, cred, într-un moment foarte greu din viața lui. Ce moment? Avem povestește-ne jucători un aici. Pic. Povestește-ne un pic despre el. Păi cu Para, noi am lucrat la Oradea jumătate de an, da, exact în momentul cel mai greu din viața lui. Atunci când a rămas, după ce avusese un sezon foarte bun la Liga 2 cu Luceafăr Oradea și avea oferte foarte bune, nu știu, nu s-a mai înțeles cu patronul în acest schimb Luceafăr Oradea, viitorul Pandurii, da, și a rămas la Luceafăr Oradea, eu fiind acolo. Și cred că 6 luni de zile am încercat să am grijă de el și să-l ajut cu tot ce am putut mai bine și el a avut o evoluție, a fost cea mai bună evoluție a lui de când juca până în acel moment, bine, la Liga 3, pentru că a dat vreo 20 de goluri în 15 etape și apoi în iarnă s-a dus din nou spre Viitorul Pandurii și a continuat cariera. Chiar citisem un interviu că voia și știu că voia la un moment dat să se lase, pentru că era foarte greu pentru el de acceptat la 19 ani, 20 de ani, după ce avusese un sezon foarte bun și era curtat de Liga 1 să se trezească la Liga 3. Uh-huh. Și cred că și mă bucur că am avut foarte multe discuții cu el în acele 6 luni și l-am ajutat cât am putut de mult să continue până la urmă. Să continue și bineînțeles meritul ea lui. Tot timpul i-am spus că el poate fi, el, drumul lui o să se ducă spre Liga 1 și mai sus. Dar acela era un moment de cotitură din viața lui. Fii atent. Deci, asta e treaba. Spune-ne 3 principii de joc pe care le ai tu și pe care le poți descrie așa, succint, pentru oameni, dacă poți, evident, dacă nu-i vreun secret profesional în spate. Nu e un secret neapărat profesional, pentru că cred că sunt mulți antrenori buni care fac, care au niște idei, dar eu cred că depinde foarte mult cum reușesc să le exprim echipei și cum reușesc să te faci înțeles. Pentru că toată lumea are principii ofensive, principii defensive, toată lumea vrea să recupereze mingea repede, toată lumea vrea să paseze, toată lumea vrea să plece de la portar sau ca, măcar ca și gândire. Asta da, își doresc cu toții. Da. Mai departe e cum reușești tu prin exerciții, prin felul tău de a discuta cu jucătorii și cât de repede reușești să pui în practică și ei să înțeleagă ce vrei tu de la ei. Nu știu, prin felul tău de a fi acolo pe teren, la antrenament sau cât de implicat ești. Eu așa văd lucrurile. Acum principiile sunt clare că noi vrem să jucăm și pentru spectatori, vrem să dăm goluri. Principiul meu e că vreau să dau goluri. Mă interesează să dau goluri ca să câștig meciuri. Okay. Bineînțeles că trebuie să fie un echilibru între atunci când atași și când te aperi, să nu fii foarte dezorganizat. Dar nu cred că e neapărat un mare secret. Cred că aici se face diferența între antrenori la un moment dat. Și bineînțeles materialul de care dispui, ca jucătorii vorbesc. Am adică văzut, eu așa văd eu un mare, un lucru mare, că mă uitam acum, peste, dacă am intrat foarte multe detalii, cred că mă uitam peste clasament, echipa ta are 24 de goluri marcate, al da, treilea cel mai bun atac din Liga a doua și 20 primite, al cincilea cel mai slab atac din al cincilea cel mai slab atac din cea mai slabă apărare din Liga a doua. Da, a cincea. E un pic relevant ceea ce am zis mai devreme, că vreau să dau goluri, să câștigăm meciuri, da? Dar bineînțeles că uneori depinzând și de ce jucători la dispoziție, poți să faci și niște erori. Important e că erori mai mici sau mai mari. Important da, e că noi reușim să dăm de cele mai multe ori un gol mai mult decât adversarul. Sau dăm, nu că reușim. De exemplu, anul trecut nu am fost așa. Am fost poate un pic mai pragmatici. Am avut a doua sau a treia, sau în primele 6 apărări. În primele 6 apărări din campionat. Și a da, fost un sezon, cred că, cu echipe mai complicate un pic decât anul acesta. Ok. Anul ăsta ai vrut să riști un pic mai mult? Se poate spune și așa, se poate spune și așa. Pentru poate că e și totuși o chestie de reglaj a echipei. Adică un antrenor poate să facă delibera niște lucruri. Stăm un pic mai sus, lucru care înseamnă și da, un risc, nu doar... Clar, da, da, da. Dar noi și anul trecut, deși nu... Asta era după statisticile mele, da, dar și anul acesta, după statisticile Instat, cred,
Și nu aș vrea să mă înșel că am văzut acum săptămâna trecută ultimele statistici de până în primele 13 etape. Eram echipa cu cele mai multe acțiuni de pressing, echipa cu în primele 3 șuturi spre poartă, la poartă, ocazii. Aici după aia intervine și inspirația jucătorilor în acele momente. Dar noi asta vrem, adică asta ne dorim, avem foarte multe atacuri și rapide, nu îmi place de multe ori, mai ales în ultima treime, să pasăm foarte, foarte mult, vreau să atacăm poarta, vreau să avem ocazii, să dăm goluri. Apoi, e clar că trebuie să, și din aceste 20 de goluri care le-am luat în acest sezon, au fost mai multe jumătate în ele din faze fixe sau penalturi, care nici n-au fost, ca să revin. Deci nu am luat niște goluri pe, nu știu, tranziție negativă sau pe organizarea noastră defensivă slabă. Okay. Am luat goluri mai mult pe înseamnă că trebuie să lucrați mai mult la faze fixe. Aici, da și nu, pentru că lucrăm în fiecare săptămână, dar fazele fixe la antrenament defensiv, eu zic că nu se compară cu fazele fixe în timpul unui joc. Uh-huh. Pentru că nu este aceeași intensitate, nu este același stres. Bineînțeles, jucătorii au tendința de a se feri la un moment dat la antrenament, la aceste faze fixe, fără să vrei. Da. Adversarul la tine în careu și am un pic de concentrarea jucătorilor în acele momente. Aha, ok. Deci, practic, nu poți replica la antrenament ceea ce se întâmplă în meci. Dar fazele ofensive pot fi lucrate. Fazele ofensive mai degrabă. Fazele defensive am ajuns la concluzia că nu prea pot atât de mult. Pot împiedica anumite lucruri, pot vedea care e punctul forte al adversarilor și să știe jucătorii, dar acolo e o chestie de fracțiune de secundă în care depinde foarte mult și de ei. Uh-huh. Și de execuția pe care o are adversarul, bineînțeles. Eu așa cred, așa cred. Încerc să lucrez, încerc să corectez, încerc să fac cât se poate de bine încât să nu aibă execuții foarte bune adversarul, dar la un moment dat nu poți interveni la toate fazele fixe. Se dau goluri din faze fixe în toată lumea. Supranumele tău este Nagelsmann de România. Nagelsmann e recunoscut, renumit, faimos pentru faptul că este un maniac al datelor, al cifrelor, al lucrului cu laptopul, cu statistici, cu faze pe care le vede pe laptop. Povestea Jurgen Klopp după un meci direct cu echipa lui Nagelsmann că l-a găsit într-o cămăruță pe Anfield după meci, era cu secundul lui și stăteau și se uitau într-un laptop. Meciul se terminase de puțin timp și el cu secundul lui erau într-o cămăruță, se uitau pe un laptop și Klopp i-a zis: hei, ăsta, fotbalul s-a terminat, acum e viață, vezi și de viață un pic, gata, oprește-te cu laptopul. Ai chestia asta, ai înclinația asta să lucrezi? Da, bine, n-am cum să nu o am. Asta cred că e din cauza vârstei, când vrei să faci cât mai multe lucruri foarte bine și pasiunea asta nu mai contează câte minute trec, câte ore rămâi uiți de tine și la stadion sau acasă, pentru că vrei să îmbunătățești cât mai mult, în primul rând la mine vreau să îmbunătățesc și apoi să încerc să ajut jucătorii. Imediat după meci și eu până seara văd meciul o dată sau chiar de două ori, meciul pe care l-am jucat noi. Așa. Și încerc să extrag cât mai multe lucruri și pe cele pozitive și pe cele negative. Să știu ce avem de lucrat mai departe. Deci stai puțin, dacă meciul începe la 11, se termină la 1, tu până seara l-ai mai văzut o dată sau încă de două ori, poate? Da, 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 da. Dar îl văd integral, nu văd doar bucăți din el. Ok. De obicei, ce vezi? La ce te uiți când te uiți încă o dată și încă o dată? A doua oară, la ce te uiți prima dată când îl revezi și a doua oară când îl revezi? Crede-mă, când mă uit duminică, dacă joc sâmbătă și dacă mă uit duminică a treia oară, văd și alte lucruri. Mă uit la principiile noastre de organizare defensivă, de organizare ofensivă, tranzițiile, dacă le-am făcut foarte bine, plus că încerc să mă uit și la jucători individual. Să pot să arăt și individual fiecăruia sau să știu ce mai am de lucrat cu fiecare în parte. Și bineînțeles, pot să-i și arăt după aia în săptămâna următoare. Care e meciul pe care l-ai revăzut de cele mai multe ori, Dragoș? Nu mai știu. Sincer, nu mai știu. De câte ori cel mai mult ai revăzut un meci?
Cred că de 4 ore am văzut un meci. Cred că de 4 ore. Mai mult nu, că deja cred că e suficient. Nu dau nici în partea cealaltă, pentru că na, dacă nu văd de 3-4 ore ce trebuie să văd, Bun, nu, e deci clar. dacă îți vezi meciurile tale, ultimele meciuri de 4 ori, meciul adversarei care vine, de câte ori îl vezi? Sau meciurile adversarei care vine, de câte ori le vezi? Păi încerc să văd cam dacă nu prea, nu că nu am timp, dar încerc să văd, eu vreau să văd toate meciurile adversarului până la meciul nostru direct. Deci dacă sunt în etapa 10, vreau să văd pe toate celelalte 9 ale adversarului. Și îl văd odată sau da, când îl văd odată nu înseamnă că mă uit la el și nu mă uit la el așa o oră jumate și gata. Poate mi-a 5 ore să mă uit la un singur meci, pentru că dau înapoi, mă mai uit odată, mai analizez o fază și mi-a poate 5 ore să văd un meci. Dar dacă ar fi să văd 9 meciuri, aici e cu dus și întors puțin, pentru că în primele 2, 3, 5 etape poate să fie un antrenor sau poate să fie niște jucători și apoi apare alt antrenor și apare alt jucător, alt sistem și apoi nu prea are rost să mă mai uit la primele 3-4 meciuri pentru că nu se compară cu ce au fost în ultimile 5 și văd doar ultimile 5, de exemplu, de când e un antrenor nou sau de când s-a schimbat un sistem sau anumiți jucători. Dar înainte de meciul cu CSA, când Oprița e de o grămadă de timp acolo, câte meciuri ai văzut? Sincer, am văzut toate meciurile lor, Dar le-ai pentru văzut de-a că. lungul timpului, nu în săptămâna de dinainte de meci. Dar nu mă uit numai în săptămâna dinainte de meci la meciul lui CSA Steaua, de exemplu, sau adversariul care urmează să joc. Acum, de exemplu, noi jucăm cu Baia Mare peste 2 săptămâni. Deja am văzut 3 meciuri de la Baia Mare. L-ai văzut, l-ai luat și l-ai analizat. Da, deja, pentru că eu trebuie să știu ce să fac în perioada următoarele 2-3 săptămâni, o lună, eu trebuie să știu cam ce vreau să lucrez și lucrez Ca să-ți poate și faci în funcție programul de. pentru săptămâna de dinainte de meci, să-l ai deja făcut din vizionări, din... Pentru săptămânile care urmează. Să știu, pentru că sunt echipe care au abordări asemănătoare și atunci, sau următoarele 2-3 etape, poate echipele au abordări asemănătoare și atunci îmi pregătesc următoarele 2-3 săptămâni pentru o abordare asemănătoare ale adversarului. Deci ești băgat ca lumea în studiu video, din ce-mi dau seama. Păi asta e treaba mea, face parte din ceea ce Când îmi mai ai place timp să mie să fac. antrenezi? Asta e întrebarea, dacă studiezi atât adversarii. Păi de asta zic că durează 18 din 24. Hai, 16-18 din 24 durează chestia asta pentru că nu am un analist video căruia să pot să-i spun, uite, aș vrea să vezi asta, asta, asta și trebuie să le fac eu. Dar nu, pentru mine chiar nu e o povară sau ceva, chiar îmi place pentru că și dacă aș avea analist video, tot vreau să mă uit și eu. Nu pot doar să mă încred în cineva, oricât de bine ar vedea lucrurile, vreau să le văd și eu. Bine, probabil n-aș mai sta atât de mult să mă uit integral pentru că știu că ar scoate momentele pe care mi le-aș dori eu și după aia doar aș vrea să văd dacă e ok și dacă suntem la fel pe aceeași lungime. Dar de asta zic, timpul pe care eu îl petrec împreună cu colegii mei cu care lucrez e fără număr. Și nu contează, deci chiar nu, pentru mine nu contează cât timp petrec. Ai un lot foarte tânăr, tu ești un antrenor foarte tânăr. De ce te duci către tineri? Ți-e teamă că dacă ai fi avut niște jucători mai experimentați, mai apropiați chiar de vârstă de tine, n-ai fi putut să te impui în fața lor, să ai o mai mare autoritate în vestiar? Nu, cred că e greșit asta. Din punctul meu de vedere, o părere. Sau cine are o părere de genul ăsta, e total greșit pentru că nu, eu nu sunt. Și să zic și de ce. Zi. Jucători tineri avem pentru că așa a fost organizat clubul, noi nu putem asigura salarii foarte mari și inevitabil jucătorii mai cu experiență sau mai în vârstă nu vin pentru că ei au familii, nu pot să vină în alt oraș pe salarii foarte mici, preferă să stea în jurul casei sau la o echipă care le oferă un salariu din care ei își pot plăti și asigura și întreține familia la un alt nivel cu care au fost obișnuiți până atunci. Avem și noi jucători de
29 de ani, Dorian Răilean, care e portarul echipei naționale și a ajuns la echipa națională datorită evoluțiilor foarte bune de la Unirea Dej și echipei. De la avem Moldova, jucători portar de la Moldova. 27-26. Cum? Portarul la Moldova. Da. Portarul național e Moldovei, da. Da. E la noi, dar nu era când a venit aici acum un an jumate. Datorită evoluției lui foarte bune, a fost convocat constant în ultimul an. Ok. Și la 29 de ani, la 28-29 de ani, deci nu e un tânăr de 18 ani și acum a ieșit în față și prinde echipa națională. De asta mă bucur, asta e o chestie ca și paranteză, că mă bucur că reușim să dăm jucători. Și mai avem, sunt plecați acum 4 jucători la loturile naționale. Under 20, Under 19 și Dorian la echipa mare a Moldovei. Da, și revenind la ce m-ai întrebat, mi-aș dori și eu jucători cu experiență, mi-aș dori jucători și apropiați de vârsta mea sau chiar mai mari, pentru că eu cred că mă pot înțelege cu oricine. Nu e vorba de vârstă. Și cred că un jucător matur poate ar înțelege și m-ar ajuta pe mine mai mult la echipă și ar înțelege mult mai bine anumite chestii și mai repede pe care eu mi le-aș dori. Dar în același timp îmi doresc un jucător cu experiență sau mai în vârstă, care să fie dispus să-i ajute pe ceilalți, pentru că ăsta e rolul lui, și să-și mai dorească și el ceva de la fotbal. Pentru că sunt, de asta n-am prea, chiar dacă am căutat, nu s-au încadrat salarial, sau dacă se încadrau salarial, nu vedeam eu dorința lor de a mai face ceva cu cariera lor sportivă. Ok. Care e cel mai greu moment din cariera ta de antrenor de până acum? Nu știu, au fost multe situații nu foarte ușoare pentru mine. Un moment de criză. Povestește-ne un moment de criză, concret. Păi la Târgu Jiu a fost un moment greu când eram antrenor secund. Asta ca paranteză, că eu am început ca antrenor secund primii 3 ani. Sunt 6 ani, ăsta e al 7-lea an de când antrenez. Și primii 3 ani, jumătate a fost de antrenor secund la diferite echipe. Dar din 2017, din septembrie, până în 2019, în iunie, am fost antrenor secund la Pandurii, Târgu Jiu, când, după ce retrogradaseră din Liga 1 în Liga 2. Și acolo a fost un moment și bun pentru mine ca experiență, dar și destul de greu, pentru că noi am stat 2 ani aproape fără să luăm, nu știu dacă am luat 3 salarii în 2 ani. Și acolo a trebuit să fac multe, multe lucruri extra. Și acolo chiar nu mai aveam timp, pentru că acolo făceam și analiză video, făceam și o parte de pregătire, eram și antrenor secund, mergeam și în deplasări, trebuia să fac și antrenamente extra ca să pot să-mi asigur un salariu, că noi nu primeam salarii decât foarte rar. Bine, știam lucrul ăsta, dar eu am stat pentru a căpăta experiență și cred că și am vrut să văd lucrurile pozitiv. Și cred că m-a ajutat foarte mult. Chiar dacă a fost mai greu, m-a ajutat foarte mult acele momente. Foarte mult. Ai prins deplasarea când autocarul s-a stricat undeva pe dealul negru sau undeva și a rămas acolo? Nu. Asta a fost după ce am plecat. Și noi am avut suficiente în acei 2 ani, pentru că îți dai seama, era greu fără bani. Și bine, jucătorii care veneau știau lucrul ăsta, că nu se știe când o să fie plătiți, dar au fost jucători care au venit și au ajuns la Liga 1. Turda, da. Blaze de a... Brânzan, care a fost după aia la FC Argeș, Șut a fost la noi și de la noi a stat un an de zile, n-a primit niciun ban, cred că, un salariu. Dar a muncit, a alergat și după aia a mers mai departe. Dar știu ce vrea de la viață, era băiat tânăr. Avea cazare, avea masă și dacă mai primea niște bani, era și mai bine. Dacă nu, el voia doar să joace. Și a ajuns mai departe. Deci ăla a fost un moment destul de greu. Cam pe același principiu am mers și eu. Adică mi-am dorit foarte... Eram acasă, fiind din Târgu Jiu, și asta probabil mi-a creat un avantaj, pentru că dacă eram în alt oraș, nu știu dacă rezistam 2 ani. Și am vrut să văd lucrurile pozitiv, să capăt experiență și din toate situațiile să învăț cât mai mult. Dar ca antrenor principal, care a fost cel mai greu moment pe care a trebuit să-l gestionezi? Cel mai dificil moment? Cred că a fost o situație, nu era un moment dificil al echipei, da. Ca și rezultate, da. Era doar un moment dificil cu pandemia, când la un moment dat în 2020, în septembrie sau octombrie, ceva de genul,
Noi eram pe un trend ascendent, începusem foarte bine sezonul de Liga 3-a, neașteptat de bine, și la un moment dat, la o testare, toți 24 de jucători și staff am fost testați pozitiv. Și Așa. acolo mi s-a părut destul de greu, pentru că a trebuit să stăm toți în casă 10 zile sau 14, cum era, nici nu mai știu exact, că la un dat nu erau 14, erau doar 10 zile. Unii au prins 10, unii au prins 14, nici nu mai știu exact. Și a trebuit să vedem cum facem antrenamente în mijlocul sezonului, ce facem acasă, cum facem fiecare. Și după acea perioadă am avut 6 meciuri în, nu știu, în 16 zile, cred. Și era destul de greu pentru noi, că nu ne mai întâlnim cu situația asta. Ala cred că a fost un moment destul de greu. Și poate la finalul sezonului de Liga 3-a, pentru că în Liga 2-a n-am avut mari probleme, nu cred că au fost mari probleme, un moment așa, dar la finalul sezonului de Liga 3-a, când eram pe locul 1 și la ultima etapă am făcut un egal acasă, am terminat la egalitate locul 1 cu locul 2, dar am pierdut locul 1 la un gol diferență. Noi am avut plus 20 și adversarul nostru plus 21. Și toată lumea era speriată că locul 2 se împerechea cu locul 1 din seria 10, unde era Baia Mare. Și toată lumea o vedea pe Baia Mare favorită, toată lumea era dezamăgită. Noi avusesem un sezon extraordinar și toți erau super dezamăgiți. Acolo, la un moment dat, parcă nici eu nu mai știam. Nu înțelegeam de ce toată lumea e dezamăgită, că noi terminasem pe locul 1 la egalitate, locul 1, două echipe la egalitate de puncte perfecte și cu un singur gol în minus. Dezamăgirea era că jucăm cu Baia Mare. Dar le-am zis jucătorilor că nicio problemă. Dacă vrem să ajungem în Liga a doua, oricum trebuie să trecem și de Baia Mare și de toate care ne ies în cale. Și am reușit. Obiectivul clubului este să rămână, să se păstreze în Liga a doua, însă înțeleg că tu cu jucătorii aveți un obiectiv pe care l-ați discutat voi între voi și nu-l declarați. Da, obiectivul clubului este să rămânem în Liga a doua, pentru că nici nu cred că s-ar putea propune mai mult la ce avem noi în acest moment. Da. Dar e clar că noi și eu niciodată nu mi-am propus doar lucruri mici și vreau cât mai mult. Anul trecut am reușit să rămânem în Liga a doua fără, nu că fără probleme, pentru că au fost și anul trecut meciuri grele, dar n-au fost probleme. Noi am câștigat și anul trecut cu Steaua, cu Astra, când încă erau jucătorii buni acolo, da, și alte meciuri, că dacă nu le câștigam pe alea, era foarte, foarte greu. Dar anul acesta am zis că vrem să facem un pas în față și avem un obiectiv promovare mai mare, cel puțin noi din vestiar ne dorim mai mult. Mult mai mult decât doar rămânerea în Liga a doua. Dar nu e un stres pentru noi, pentru că vedem cu cine ne batem. Și în primele 10 echipe, 11 echipe, cam așa, noi suntem cei mai mărunți de pe acolo. Dar cred că facem lucruri bune, cred că jucăm bine. Nu am câștigat punctele, nu ni le-a dat nimeni, le-am câștigat pe meritul nostru. Ești un pic îngrijorat de ultimele rezultate, două înfrângeri la rând? Adică ți-e teamă că ar putea aluneca echipa într-o zonă, de fapt, trei meciuri fără victorie, ar putea aluneca echipa într-o zonă de panică, poate chiar, că nu sunt rezultate? Nu, chiar deloc. Pentru că noi n-am jucat rău, chiar deloc. Chiar am jucat foarte bine. Eu zic că am jucat foarte bine și cu Chiajna, unde doar trei bare pe care le-am avut și încă două decizii greșite la două faze de penalti au influențat jocul. Plus la Steaua, la fel, eu cred că am jucat și a văzut toată lumea că a fost televizat, că am jucat foarte bine și cred că meritam un pic mai mult. Iar în acest meci, la fel, au fost două greșeli din faze fixe, nu pe organizarea noastră defensivă sau pe jocul extraordinar al adversarului, chiar dacă adversarul a fost un adversar foarte bun de Liga, doar pentru Liga a doua și jucătorii care sunt acolo. Dar eu zic că jocul nostru n-a avut de suferit așa în principiile noastre, n-au fost și jucătorii n-au avut de suferit, n-au fost apăsați, doar că nu au ieșit ca și puncte. Dar n-ar fi, nu știu, prima dată în viața unei echipe când joacă bine, nu sunt probleme și nu reușește, nu știu, o etapă, două, să facă atâtea puncte câte își dorește. Adică nu e o problemă de relaxare, nu se sizeze o mică relaxare în vestiar. Domnule, uite ce am făcut noi până acum, am fost și pe primul loc la un moment dat.
Nu, deloc. Nu. Chiar deloc. Nu, nu, nu. Ei Ok. sunt... Deci rar mi-a fost dat să văd un grup atât de fain de băieți care nu au probleme extra, care se gândesc numai la fotbal, care dacă îi chem la 6 dimineața la antrenament, ei vin la 6 dimineața, fără să zică absolut nimic. Ei știu că tot ce facem noi e doar pentru ei. Au încrederea asta pentru că ne cunoaștem de mult timp și ei știu că și dacă îi certăm sau dacă spunem ceva, spunem doar pentru binele lor. Îi mai cerți? Adică ții, ridici tonul? Nu te văd așa foarte fioros să sar la gâtul lor. Depinde, depinde. Nu pot să, dacă vreau să zic ceva care să mă audă toată lumea, nu pot să zic în șoaptă. Deci Ok. e clar Da. că Uite, la un moment dat da? vorbești mai tare sau ai un altfel de ton, dar ei știu că și acel moment e constructiv și nu se supără. Eu le-am explicat ca să știe de la început. Bă, nu trebuie să vă supărați când eu vă spun niște chestii, eu le spun pentru voi. Nu le zic pentru că așa, nu știu, așa am visat eu sau am eu vreo nebunie. Că ei știu ce vreau de la ei și ei reacționează bine, tot timpul reacționează bine. Asta mă bucură. Dar sunt momente și momente. Încerc să-mi păstrez și calmul de cât mai multe ori. Dar când e cazul, tonul poate să fie altul. Vreau să întreb o chestie. Ești un antrenor tânăr care ești apropiat de generația tânără de fotbaliști români. Care crezi tu că sunt problemele fotbalistului român de nu reușește, nu știu, să iasă afară și să rămână afară într-un campionat puternic? Nu mai avem jucători în campionate puternice, la echipe puternice. Care crezi tu că e marea problemă a fotbalistului român? Lucrând cu fotbaliști tineri zi de zi. Eu cred că o problemă e și la noi. Nu cred că trebuie să vedem problema numai la ei. La voi, adică la Pentru că... antrenori. Ok. Da. O problemă e și la noi. Pentru că noi avem datoria de a-i învăța pe ei, de a încerca să le oferim condiții foarte bune, noi ca antrenori și cluburile, bineînțeles. Ok. Pentru că s-a văzut și la noi în România, cei cluburile care asigură anumite condiții și au grijă de jucători pot să producă jucători până la un anumit nivel să meargă și afară și acolo depinde poate și de ei mai departe. Da. Dar s-a dovedit că se poate la un moment dat și o problemă e și la noi. Apoi la ei e problema și din mediul ăsta în care, nu știu, așa văd eu lucrurile, mediul ăsta în care trăiesc ei, capacitatea lor de a face diferența între ce e bine și ce e rău, pentru că mulți poate nici nu sunt sfătuiți bine. Mentalitatea noastră de a fi, nu știu, de a te pregăti mereu foarte bine, nu o au cu toții. Au și alte, aici vorbim de jucători, că au și alte ocupații. Eu n-am prea mai văzut jucători care să se uite la fotbal la 3 meciuri pe zi sau la 4 meciuri pe zi, să stea acolo, să fie concentrat, să vadă ce fac alții mai buni. Da. Chiar mai glumesc la un moment dat cu jucătorii mei și le spun, ați văzut, tot timpul între meciul ăla l-ai văzut, pe celălalt l-ai văzut, l-ai văzut pe jucătorul ăla, pe celălalt l-ai văzut. Și sunt mulți și jucătorii tineri care mă uimesc că nu prea cunosc jucătorii Wow. mari din lume. Și Wow. atunci dacă tu nu-i știi pe aia mari din Adică nu lume au o care apar... pasiune pentru fotbal neapărat. Asta e, de fapt, esența chestiei astea. Ei n-au o mare Da, nu pasiune pentru știu. fotbal. Nu știu, sunt unii care au, dar nu înțeleg pe alții care nu au, care vin la fotbal și nu o au așa de mare, că până la urmă tu în fiecare zi poți îmbunătăți. Timpul e scurt ca jucător, Da. ai câțiva ani și dacă nu reușești, ce faci după aia? Bineînțeles, mai e și vorba de... Sunt mulți care renunță la școală, iară mi se pare o... Eu nu aș putea să accept ca un jucător să renunțe la școală, Da, vezi pentru că că te un mare ducea... manager din România, de club mare, poate clubul cu cel mai bun, valoros lot din România, spune că școala nu contează atât de tare. E vorba de Mihai Stoica. Nu știu. Eu, părerea mea e că și tot timpul am căutat jucători și băieți deștepți, care merg și la școală. Și la noi, la echipă, avem mai mult de jumătate de echipă care au terminat facultate și îi îndrum pe toți și care sunt acum la liceu, toți. Uneori am zis că nu-i mai primesc la antrenament. Dacă nu își termină liceul și nu se înscriu la o facultate, mai în Așa. glumă, mai în serios, le-am zis că nu-i mai primesc. Pentru că apoi mi îngreunesc și eu munca mea.
cu un jucător care nu are capacitatea de a înțelege, eu trebuie să-i explic de 50 de ori și oricum el nu înțelege. Aha, ok. Oricât de talentat ar fi, nu? Da, oricât de talentat ar fi, oricum talent, ok, muncești, ai talent, dar dacă nu înțelegi ce vreau eu de la tine și nu ai capacitatea de a pune în practică și de a face ceva pe teren, degeaba îți explic, nu știu, și apoi te elimini și o să aduc un jucător care poate nu e la același nivel ca și, nu știu, talent ca și tine, dar e mult mai receptiv, fizic stă foarte bine, tehnic e la un nivel rezonabil, dar poate să pună în practică mult mai repede și mai ușor ceea ce îi spun eu. Și cred că asta e o problemă destul de mare. Mulți renunță la școală, nu se mai duc, nu știu să vorbească o limbă străină, nu înțeleg nimic, se duc afară poate și nu înțeleg nimic. Și atunci cum să te adaptezi dacă tu nu pricepi ce ți se spune? Nu o să aibă nimeni răbdare cu tine. Interesant. La infinit. Mai ales că te aduce, dacă te duci afară, te aduce ca să fii mai bun decât jucătorul lor de acolo. Sau mai bun nu înseamnă numai pe teren, din toate punctele de vedere. Așa văd eu lucrurile, nu știu. Faci testări psihologice cu jucătorii tăi? Testări psihologice nu am făcut până acum, dar am discuții cu ei, să-i cunosc probabil cât mai bine. Și cred că trecând prin foarte multe vestiare și fiind și antrenor secund, urmărind altfel lucrurile din spate, o mică capacitate așa de a-mi da seama de cât poate fiecare am. Dar de nu ce? Am dat. Fii atent, îți voi povesti ceva care are legătură cu cariera ta sau cu un om din cariera ta care ți-a influențat într-un fel cariera. Fostul selecționer al României, Ladislau Beloni, într-o discuție pe care am avut-o cu el, mi-a povestit în Algeria, într-un turneu cu echipa națională, am dat niște teste care erau venite din Franța, de la specialiști din Franța, la Clairefontaine se făceau testele. Alea erau jucători testați pentru a vedea capacitatea lor intelectuală, pentru a vedea modul în care răspund ei la situații de criză, momentul în care e nevoie ca grupul să fie strâns. Și spune, am făcut testarea asta în Algeria cu echipa națională a României. Mă rog, erau jucători, cei mai mulți erau de aici din România, dar erau și jucători importanți, foarte importanți români. Am trimis testele în Franța la specialiștii cu care lucram și mi-au trimis rezultatele înapoi. Iar la una dintre... m-am uitat peste fișe și am avut o surpriză incredibilă. Unul dintre jucătorii cei mai buni pe care am avut în turneul ăla, la el scria că nu e un tip de încredere, adică în momentul în care va exista o criză, el va da înapoi, va fi primul care va fugi. Deși părea un jucător foarte serios și foarte, foarte pasional așa în ce făcea. Vine un meci important al Naționalei României, oficial de data asta, și Beloni îmi povestește, zice, aveam nevoie după acel meci, era o acțiune cu două meciuri, aveam nevoie să-i țin în cantonament pe jucători după meciul ăsta, pentru că așa voiam să-i țin, să nu se deconecteze, să nu plece în oraș, să nu bea, să nu. Și l-am transmis mesajul meu că vreau să rămân în cantonament, iar cel care s-a ridicat și a spus că vrea ca toată lumea să plece și să fie lăsat să plece a fost exact jucătorul despre care testele spuneau că va pleca la greu, va părăsi lotul la greu. Ladislau Beloni, despre o chestie pe care a întâmpinat-o la Naționala României. Ți-am zis că ți-a influențat, ți-a marcat, pentru că înțeleg că ai fost să-i vezi antrenamentele. Da. Păi are pe fete de toate, pe aceleași lucruri, așa gândesc și eu. Nu știu, dar nu cred că sunt singurul care gândesc așa, că nu vreau să cred că sunt singurul. Și mai am prieteni sau foști colegi la anumite licențe, licență BA sau unde am mai, sau cu care am mai vorbit și sunt de aceeași părere, numai că ei nu sunt în lumină acum. Da. Dar sunt care mai gândesc așa. Și da, l-am apreciat foarte mult pe domnul Beloni și chiar am încercat să-l cunosc pe el ca și om în prima fază, atunci când am fost și îi mulțumesc că m-a primit acolo câteva zile cu dânsul. Povestește-mi ceva din interacțiunea cu el, ceva care ți-a rămas în cap, te-a marcat așa, ia să vedem, sunt curios. El e un tip extrem de galant, un tip foarte, 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 adică te captivează așa cu modul lui de a se purta, de a vorbi, de a explica, de a... În primul rând, mie mi s-a părut că e total diferit față de cum, nu știu, îl cunoști
sau cunoșteam din ce văzusem la televizor. E Da. un om foarte, foarte simplu și natural, Da. care m-a primit acolo ca pe copilul lui la un moment dat, fără să audă, nu știa cine sunt, Da. Habar nu avea, nu aveam niciun prieten comun, nu aveam absolut nimic comun cu dânsul și m-a primit eu, un străin pentru dânsul, m-a primit extraordinar și cred că a fost o lecție de viață pentru mine ca și comportament. Descrie un pic, exemplifică un pic. Păi, eu m-am dus acolo prin școala de antrenori de la noi, da? Am vrut să-l cunosc și domnul Aurel Țicleanu mi-a dat numărul dânsului. Da? A discutat în prealabil cu dânsul și a spus că vrea să vină un jucător de la un antrenor de la licență, vrea să vină să participe la antrenamente și de acolo am luat legătura. Da. Ajungând acolo în Belgia, pur și simplu a fost o chestie foarte naturală. Am ajuns la antrenament și din prima și-a dat seama, tu ești cel care trebuia să vii, tu ești Dragoș. Da. Dar vă dați seama, eu eram pe margine, am ajuns pe marginea antrenamentului și imediat și-a dat seama că tu trebuia să vii, nu? Da. Deci nici măcar n-am apucat să zic eu sunt, da, sau... Da. Adică nu știu cum și-a dat seama. E, și de acolo au fost niște discuții până la 10-11 seara în fiecare zi. Adică dânsul și-a rupt din timpul prețios pe care l-avea să stea cu mine și să vorbim toate prostiile care îmi treceau mie în cap. Că poate la un moment dat acum le văd ca pe niște prostii, dar alea erau niște întrebări de ale mele. Pur și simplu la care aveam nevoie de un răspuns. Și să stau și să... dea legătura, uite, vorbești și cu preparatorul, vorbești cu medicul, vorbești cu cine vrei tu, uite, te duci, vorbești cu ăsta, cu ăsta, cu ăsta, pui ce întrebări vrei tu. Adică pentru mine a fost, m-am simțit, nu mă gândeam că o să mă, da, că o să fiu primit așa de bine, m-am simțit ca acasă. Și jucătorii, văzându-mă cu dânsul acolo în fiecare zi la antrenament, la un moment dat, după 2-3 zile, ne salutam, ne dădeam bună ziua, ce faci, cum ești. Adică, pentru mine era, da, nu știu. E vreo întrebare la care ți-a răspuns? Eram într-un secund, la pandurii. Vreo întrebare la care ți-a răspuns și, cu răspunsul care, la întrebarea asta te-a uimit, Doroni? E vreo chestie care ți-a rămas în cap, din întrebările tale? Nu știu, pentru mine am luat un sfat care, sau un răspuns la care poate mi-era mie frică să, și nu aveam încredere mai departe. Așa. Mi-a zis că dacă într-adevăr vrei să faci ceva cu viața ta, pentru că eu la acel moment eram nimeni și nu că nici și acum sunt nimeni, dar chiar atunci nu știe nimeni cine e antrenorul. Pentru că în primul rând eram antrenor secund. Cine e antrenorul Dragoș Militaru? Cine e jucătorul Dragoș Militaru? Nimeni nu știe. Dacă vrei să faci ceva, du-te și fă ceva ce, ca să rămâi cu ceva, să arăți ceva. Că altfel, dacă nu ai curaj, o să rămâi așa mereu doar cu gândul. Și atunci, probabil, a fost așa o... am avut o chestie, nu aveam încredere, dar după ce m-am întors, eram antrenor secund și... Da. Cu undeva trebuia să-mi pun și eu gândurile mele în practică. Și am făcut la Târgu Jiu cumva o selecționată între ghilimele, așa cum vedeam eu selecționată aceea dintre cei mai buni jucători de la Under 19 și Under 17. Așa. Și am început să fac de 3-4 ore antrenamente cu ei pe săptămână. Okay. Și acolo efectiv făceam tot ce-mi trecea mie prin cap, tot ce consideram eu că e bine să fac cu ei, pur și simplu erau antrenamente extra, bineînțeles, neplătite sau ceva de genul, așa, era doar plăcerea mea, așa, să fac cu ei de 3-4 ore pe săptămână și chiar m-au ajutat foarte mult pentru că acolo am început, mi-am corectat anumite exerciții, am făcut asta timp de 6 luni. Mi-am corectat niște exerciții, mi-am unde vedeai progresul? Adică cum îți verificai dacă ce face bine? Aveai meciuri, aveai niște meciuri în care vedeai lucruri? Nu, meciuri nu aveam. Era chestia că îmi filmam cât mai multe din antrenamente. Da. Aveam o cameră și le puneam, filmam. În primul rând vreau să mă uit la mine, să văd ce fac, dacă eu mă exprim bine, dacă mă mișc bine, dacă jucătorii înțeleg ce le explic eu sau cât de repede înțeleg. Asta era ca o mică evaluare, ca să spun așa. Și bineînțeles, de la săptămână la săptămână vedeam că ei înțeleg mult mai bine ce eu le explic
și îi urmăream după aia la meciurile de la Under 19 și Under 17 să văd dacă măcar au un mic progres, dacă am ajutat și eu cu ceva la un progres de al lor. Și bineînțeles, după a urmat o oportunitate de a merge antrenor principal, chiar și dacă era o echipă de Liga 3 a lui Ceafăr Oradea, în care, așa a fost să fie, am avut o medie de vârstă de 19 ani. Deci cam cu ce lucram eu în urmă cu 6 luni. Și am reușit să ajungem pe locul întâi la Liga 3 cu o echipă care cu 3 săptămâni înainte să înceapă campionatul nu avea jucători. Și cu mea de vârstă de 19 ani, printre care era și Paraschiv și alți jucători care după aia au mers pe Liga 2 sau pe Liga 1. Mai era domnul Sarcină la echipă sau erau alții veniți? Păi erau cele două echipe care le știe toată lumea, Luceafărul Oradea și Viitorul Pandurii. Numai că la Luceafărul rămăseseră doar copii. Da, tot echipa domnului Sarcină, lui Nicolae Sarcină era. Păi, cred că, nu știu cine era în acte, dar era clar că cele două echipe pe care le știa toată lumea. Cum e Nicolae Sarcină? Un tip misterios așa. Eu, ca să fiu doar atât, aș vrea să spun că eu sunt recunoscător pentru oportunitatea pe care am avut-o și care mi-a oferit-o să pot să antrenez, să fiu antrenor principal. Cum a fost ea, acea șansă, eu cred că am profitat de ea și așa a fost drumul meu până la acest moment. Pentru că dacă nu mergeam acolo, nu știu unde ieșeam. Dar acolo am mers, am dat de acel grup de băieți tineri pe care, nu știu, cred că a fost exact ceea ce aveam eu nevoie și atât aș vrea să spun. E suficient. Dar eu sunt recunoscător. Chiar vreau să văd părțile bune din tot ce mi-ai fi putut să spui și ar fi completat tablou. Cum? Am zis ce mi-ai fi putut să spui care ar fi completat tablou. Că ai zis că e suficient. Nu. Deci nu vreau, eu nu am... E un tip excentric așa, e un tip cu niște chestii ciudate, adică cu multe ciudățenii, un tip pe care oamenii nu... O chestie ciudată poate a fost că mi-a dat mie o oportunitate să fiu acolo. Ok, bun. Și poate nimeni nu avea încredere. Și pentru mine a fost exact ce aveam nevoie. Și eu o să fiu recunoscător totdeauna, indiferent de ce o să... de ce se întâmplă sau cum vorbesc alți oameni, pentru mine, dacă nu era acea oportunitate, cum dacă nu era oportunitatea să intru în circuit acum 7 ani, 6 ani jumate, datorită lui Gabi Manu, care m-a ajutat să intru în circuit antrenor secund cu Adi Enci, probabil acestea au fost două momente care dacă nu erau, nu știu ce se întâmpla. Nu știu când ajungeam sau cum ajungeam. De asta vreau să văd doar lucrurile pozitive care s-au întâmplat cu cariera mea până acum. Fii atent, vreau să-ți arăt o poză. Aici, în poză, probabil că recunoști. Da, da. Este Stange. Proaspăt câștigătorul trofeului de jucătorul român al anului 2022, Nicolae Stanciu, câștigător în gala GSP 2022. Povestește-ne un pic, pentru că înțeleg că ați fost colegi la Unirea Alba Iulia când el era copil. Da, 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 da. Am fost colegi o perioadă destul de scurtă, aproximativ jumătate de an. Da. În 2020, 2011, cam așa, când eu eram, am fost 2 ani la Alba Iulia. Da. El avea 18 ani, cred că făcuse 18 ani. Da. Și oricum era clar că o să ajungă un fotbalist foarte bun. Cred că a ajuns la un nivel foarte bun. Cred că poate putea și mai mult, dar putea să fie un pic mai sus, pentru că a fost oricum destul de bine și e destul de bine, foarte bine chiar. Dar atunci el era un băiat, era un copil și eu eram tot mai tânăr, dar eram nou venit cumva la Alba Iulia. El era plecat când la Lot, când la, nu știu, mai chema câte o echipă în probe undeva sau să-l vadă echipe din astea mai mari. Da. Să-l vadă și era destul de puțin timp pe la Alba Iulia și îmi pare rău că n-am putut să fim colegi un pic mai mult timp ca să, nu știu, să se lege altceva. Dar au fost câteva meciuri în care am jucat împreună și de atunci el oricum câștiga meciurile singur. Da. De la 18 ani. Povestește-ne ceva, ai o amintire legată de el, ceva particular, o chestie. Nu mi-aduc, sincer nu mi-aduc aminte acum, doar știu că meciul meu de
primul meu meci la Alba Iulia, a fost cu el, el era în echipă și am câștigat cu Petrolul 3-0. Și că e singura, prima amintire, să zic, care am avut-o împreună, pentru că a fost un meci în care a jucat și el și încă un jucător, Giurgiu, care era de acolo din Alba, care acum joacă la, a rămas la Ogna Mureș. Dar erau niște, eram niște băieți tineri, era Stanciu, Giurgiu, încă un băiat mureșan, cu mine eram niște băieți tineri de până în 20 de ani și nimeni nu prea ne dea nicio șansă, așa, și Petrolul era pe primul loc și am bătut noi 3-0. Dar așa multe, ți-am zis, el era mai mult plecat în perioada aia și n-am prea avut timp. Era mai mult plecat cu loturi, da, cu... Da. De ce te-ai retras atât de repede din cariera de jucător? Cât? La 20 și... La 26. 26. Da, acum 6 ani jumate. Da. Nu știu, n-am mai găsit motivația de a merge mai departe, pentru că nu mi-a fost ușor să merg de la, ca jucător, am parcurs toate etapele. Am fost de la 16 ani la 18 ani la Liga 3, apoi la Liga 2, apoi a venit un pas și spre Liga 1, când am fost în Letonia la echipa campioană de acolo. Da. Am jucat un an de zile acolo. Și întorcându-mă acasă, au fost niște probleme cu dreptul meu de joc la Târgu Jiu, în primul an, după care era domnul Grigoraș, antrenor, care mă știa de mai mult timp, de când eram copil, și plecând dânsul, s-au schimbat niște lucruri la Târgu Jiu, s-au schimbat și obiectivele. Bineînțeles, eu neavând drept de joc jumătate de an, era clar că nu puteam să-mi găsesc ceva la nivelul la care eram atunci și nici nu mi-am mai găsit ceva care să, nu știu, să-mi dea o perspectivă pentru viitorul meu. Probabil atât am putut și eu, nu știu. Aveam 25 de ani, 26. Mi-a plăcut partea cealaltă, am zis că măcar eu să ajut pe alții care au nevoie, să-i ajut mai mult decât poate am avut eu șansa de a fi ajutat din postura de jucător. Dar de ce n-ai mai avut drept de joc 6 luni? De ce? Ce s-a întâmplat? Mi-a venit destul de târziu cartea verde din Letonia, după ce s-a terminat proiectul transferului. Și n-au știut că normal un jucător profesionist, dacă îți vine, ești liber și îți vine cartea verde și după ce se termină perioada de transferuri, poate fi înregistrat oricând la începutul sezonului. Dar au fost niște probleme, nu știu, cu contractele noastre de acolo din Letonia, erau făcute sub altă formă, chiar n-am înțeles, nici nu știu cum erau făcute și cred că eram făcuți ca semiprofesioniști, amatori, nici nu știu, înregistrați la federație, pentru că oricum clubul a avut niște probleme foarte mari după aia, nici nu mai există clubul respectiv. Și a avut probleme cu meciurile trucate, dau Gava Pint. A avut probleme cu meciurile trucate, dau Gava Pint. A fost acel meci cu Elfsborg, dubla cu Elfsborg, un tur 7-1, tu n-ai jucat în meciul ăla. Nu, meciul ăla n-am jucat, dar oricum noi străinii, aflând și eu, mai vorbind cu foști colegi după, noi echipa era o echipă care voia să câștige toate meciurile pentru că era echipa campioană. Da. Noi nu aveam probleme altfel de probleme. Da. Cei care au fost după aia anchetați sau au avut probleme au fost vreo 3-4 jucători localnici plus patronul, pentru că cu acei jucători probabil se întâmplau niște chestii în trecut și dar ce s-a mai pe teren ai simțit, uite, de exemplu, la meciul retur 0-4 în care ai jucat acasă. Da. Și meciul respectiv a fost raportat la UEFA. Am verificat dimineața, am un raport al loteriei daneze care a centralizat toate rapoartele venite din anii 2010-2015. Inclusiv la meciul ăla a existat un raport la UEFA pentru că s-ar fi pariat pe piața asiatică. Au fost niște dereglări de cote pe peste 3,5 goluri. Doar că în meciul ăla, citind cronica din ziarele letone în dimineața asta, scria undeva că tu ai salvat o minge de pe linia porții la 0-0. Ai respins o minge de pe linia porții și mă gândeam, zi mă, dacă a respins de pe linia porții, e clar că dacă alți băieți voiau să ia multe goluri, el voia să oprească golurile, deci nu prea era în ton cu ce trebuia să întâmple. Eram atât de tânăr și de, nu știu dacă de naiv, dar de entuziasmat, încât efectiv nu-mi dădeam seama dacă cineva vrea să facă o greșeală intenționat sau nu. Pentru mine era o experiență nouă, era un campionat nou. Nu-mi imaginam că la o echipă care era campioană și își dorea să joace în turul 1, turul 2 sau unde putea să ajungă, se poate întâmpla ceva și eu nici nu m-am gândit, sincer. Dar cât timp am fost acolo, nici măcar n-am auzit de povești.
auzisem de povești din urmă cu mulți ani, dar nu la echipa respectivă. Povești da. Că nu știu ce s-ar fi întâmplat la alte echipe. Dar noi eram foarte mulți jucători străini și eram vreo 12 jucători străini în acel moment, da. La echipă din 20. Și nu credeam că, nici nu puteam să-mi imaginez anumite lucruri. De-abia după ce am plecat la o jumătate de an, pentru că echipa a mai funcționat, cred că un an. Da. Încă un sezon și apoi s-a terminat. Apoi am întrebat și eu, dar de ce? Cum? Ce s-a întâmplat? Și mi-au mai spus anumiți băieți că uite ce se mai făcea pe acolo. Și am zis, ok, eu n-am simțit pentru că noi câștigam meciuri. Dar ei mi-au spus probabil, bă, nu știu ce făceau ei. Ei mai aveau o echipă tot în prima ligă. Așa. Acolo jucau alți jucători, jucători tineri de-ai lor. Acolo nici nu mă... Niciodată era un fel de echipa a doua care juca tot în prima ligă. Uh-huh. Nici nu m-am gândit vreodată ce fac ei la echipa respectivă, pentru că era o echipă doar din copii, o echipă modestă. Și pierdeau 5-0, 6-0, în fine. Dar asta era pentru că ei erau tineri, nici nu-mi imagineam alte chestii. Apoi ce anchetă au făcut ei, ei știu mai bine. Fii atent, vreau să întreb în final o chestie. Te vezi lucrând cu un patron care îți face schimbări și îți face și o parte din tactică? Nu. Nu, nu? Niciodată. N-am. Niciodată? Nu. Deci n-am cum, dar n-am cum să... Deci, adică... ce înseamnă asta? Eu înțeleg din asta, unul, dacă vine o ofertă de la FCSB, o refuzi, dacă vreodată vine o ofertă de la FCSB, o refuzi, sau dacă o accepti, îți încalci principiile tale. Eu sunt un om care îmi place să comunic, dar da. Cine o să ajungă să mă cunoască pe mine, eu nu iau decizii, nu sunt ranchionos și nu iau decizii doar spre binele meu sau că așa vreau eu și că am ceva cu cineva din echipă. Îmi place să comunic, sunt de acord că orice patron de echipă poate să aibă un punct de vedere din moment ce sunt banii dânsului. Eu așa văd lucrurile. Sunt perfect de acord, dar de a avea o discuție constructivă despre viitorul clubului, despre cum vedem noi lucrurile, până la a ajunge să se spună că trebuie să fac schimbarea aia și aia și aia, nu știu, nu cred că aș putea, e clar că nu aș putea să accept ca cineva să-mi spună de, pe cine să schimb și când să schimb. Deci, un club din Liga 1, gata, a picat. Aici nu o să mai ajungi niciodată. Și cred că mai știu vreo 3-4 care au picat odată cu declarația asta. Nu, doar nu știu. Da. Deci, cred că trebuie să-ți găsești de lucru la un club care n-are un patron din ăsta. Patron antrenor. Da. Ceea ce e cam greu. Mulțumesc mult de tot, Dragoș. Multă baftă. Mulțumesc și eu. Te așteptăm în emisiune pe final de sezon să vedem cum stai... cu Unirea Deji în al doilea sezon de Liga, dacă mai rămâi acolo, că poate la iarnă ești în Liga 1, te vedem în Liga 1. Doamne ajută, nu știu ce se poate întâmpla, deocamdată aș vrea doar să trecem cu bine și de ultime două etape, da. Să fie toată lumea sănătoasă și după ce tragem o linie să vedem ce avem de făcut mai departe. Mulțumesc mult, cu tot la treabă, toate bune, numai mulțumesc bine. Mulțumesc la fel, zi bună. A fost Dragoș Militaru, cel mai tânăr antrenor din fotbalul românesc în acest moment. Un antrenor care reușește lucruri incredibile cu o echipă venită din Liga 3, Unirea Deji, în momentul ăsta pe locul 6 în Liga 2. Nu uitați www.gsp.ro pentru cele mai importante știri din sport. Puteți citi interviuri cu laureații galei GSP 2022, Dan Petrescu, Nicolae Stanciu, David Popovici și Andreea Companio sunt câștigătorii premiilor de antrenorul, jucătorul, stranierul și sportivul anului 2022. Pe mâine dimineață, toate bune, zi bună!